profesori, dragi părinți, iubiți colegi. Astăzi marcăm sfârșitul anului școlar. Am mai urcat împreună o treaptă pe scara cunoașterii, scară care niciodată nu se termină. De ce spun aceasta? Pentru că nimeni nu poate vreodată spune că a ajuns să cunoască totul, că a ajuns să pătrundă toate tainele lumii. Omului este imposibil să cunoască totul, însă nu este imposibil să cunoască multe. Școala este rampa de lansare a tânărului spre universul infinit al științei de orice natură. Așadar, perioada de învățare nu este definită în timp, pentru că, după cum spune o vorbă populară, omul cât trăiește învață. În primul rând, sunt dator a mulțumirii lui Dumnezeu pentru mintea cu care m-a înzestrat și pentru talentele pe care mi le-a dat, pentru profesorii pe care i-am avut și pentru colegii cu care, timp de 8 ani, am învățat. În al doilea rând, vreau să mulțumesc doamnei director pentru susținerea pe care a arătat-o elevilor cu rezultate foarte bune la concursuri și olimpiade și pentru răbdarea pe care a avut-o cu noi, elevii dumneei. Vreau să mulțumesc doamnei diriginte pentru felul în care ne-a îndrumat în acești ani. Nu o pot uita pe doamna învățătoare care timp de 4 ani ne-a fost ca o mamă. De asemenea, țin să mulțumesc tuturor profesorilor care au predat clasei noastre, care ne-au împărtășit din cunoștințele lor și care au avut răbdare cu noi. Îmi voi aduce aminte cu plăcere de orele de biologie în care doamna profesor ne răspundea la toate întrebările pe care le puneam, chiar dacă ne erau legate de lecție, de orele de chimie în care doamna profesor ne povestea cu atâta drag despre compuși și reacții, de orele de religie care de multe ori devenea ore de filozofie și de toate obiectele pe care le-am studiat în acești 8 ani. Îmi voi aduce aminte de fiecare coleg din clasă, cu fiecare am amintiri frumoase care vor rămâne în memoria mea, chiar și la bătrânețe. În încheiere, dragi colegi, vreau să vă mai împărtășesc un gând. Eu vă iubesc și vă păstrez în sufletul meu oriunde voi merge. Vă rog niciodată să nu încetați a întreba și a gândi ca niște oameni maturi, să nu încetați a fi copii la suflet, profitând de perioada tinereții pentru împlinirea tuturor aspirațiilor voastre. Oriunde mă va călăuzi Dumnezeu, voi face mândră școala în care am crescut așa cum am făcut-o până acum. Vă îmbrățișez și promit, nu voi uita pe nimeni. Vă mulțumesc!